Bună ziua tuturor! Astăzi facem mămăligă cu sarmăluțe. Mama face mămăliga. Prieten, ești pe canalul meu? Da, sunt pe canalul tău. Un pic de ulei, prieten, puneți. Să fie faină, știi. Așa mi-e rețeta mea. Un pic de ulei, prieten. Eu pun mămăligă. Știu că te arzi, mă. Arzi! Te arzi? Nu, mă, arzi. Ia vedeți, prieteni. Mama, s-a aburit telefonul. Gata! Am făcut un tort. Ia vezi. Tort n-ai tu tort la ziua ta. Gata! Ți-am făcut un tort de ziua ta. Și de pe tine. La mulți ani, Cătă, dezbracă-te. Dezbracă-te, Cătăline. Ia vezi, tortul. Uite că te-ai tortul, uite-i tortul. Ia uite-te. Mulțumim, chiar n-am ce avut tort. Tort de ziua mea. E bun, prieten, și ăsta. Ha? Ia uite așa, tort. Îmi place, mami, ia filmează tu să n-ați mai văzut voi așa tort. Ia uitați. Așa? Ia vezi, Cătă. Ce tort am făcut de ziua ta, Cătă, ia vezi, uite aici, uite aici. Îndamani. Pune Cătă. Nu mai pune multă din aia mămăligă. Nu mămăligă, brânză. Brânză, ne place multă. Nu îmi place Cătă, mă mănânc cu sarmale. Nu mai așa. Hai, păi eu vreau cu sarmale. Așa mai multă brânză. Acum, dar că, da, tu și așa nu e bine, așa. Așa. Ok. Hai să vedem, prieteni. Gata. Pune-le sarmale de la frumos. Ia uitați, prieteni, tortul de sarmale. Lasă tortul, Cătă. Bună seara tuturor. Mă văd, mami. Hai să mâncăm toată lumea. Avem și ardei murați. Care ardei murați? Ardei din ăsta, murat. Mamă, ce bun! Ce bine arată ardeiul ăsta! Vină-mi cu aici. Mamă, uite ce ardei. E ardei din ăla iute, murat. Pune-le atât. Nu mai pune ciorba. Vreau să fac... Da, mă, cum să nu? Ia vezi că... Lasă că îi pun eu, lasă. Pune și tu, vine un padariu. Ai frumos să faci cu ea. Vine un padariu. Ia arată. Nu mai trebuie azamă. Păi n-am spus că vrei tu, uite-i. Lasă așa cu toată mâna așa. Aici, aici padariu, filmează aici. Așa adariu. Și pune și niște ardei. Curculiță, cuțit. Și un pic de smântână, așa. Ala nu-ți vrea să mă pregătească. Eu vreau doi din ăștia, uite așa. Pune cât vrei că dăm. Așa, pune acolo. Mai pune un pic. Sau pune cum știi tu. Hai. Ornează frumos. Așa. Asta e lucrat. Asta e, uitați, prieteni, ce farfurie minunată mi-a pregătit soția mea, Anca. Da. Mulțumim. Acum îl pui eu. Și acum degustăm, ia să vedem. Arată, pune și aici. Vai de mine ce a pregătit Lucătă. Aici, Darius. Arată. Vreau să fac poza așa. Cum arată Darius? Fain. Poftă bună, mami. Hai la masă. De la copil aici, a? Eu mai mâncai sarmalele pe foc. Au, Cătă, ce făcut? Iute! Bă, cine te-a pus? Eu mai las să mai... Ce-mi place ardeiul ăsta? Încă muri, gine mă! Bă, cine te-a pus să mănânci ardei? Dar vezi că al roșul e cel mai iute. Ma. Nu mai mult pe Cătă meu, ce-a făcut Cătă?
Așa faceți voi de fiecare dată. Ce mă mușcăte? Nu ce ai mâncat tu? Ți-a dat asta să te omoară, de iute. Uite ce făbui. Chiar la mine, pe farfurie, nu mai cade. Eu îmi fac singură farfuria mea. Gata. Ia să vedem cum facem. Eu fac singură farfuria, n-am pus să-i vorbim. Prieteni, vă invităm și pe dumneavoastră, dacă vi s-a făcut poftă, vă invităm la o farfurie de sarmale. A lui Darius arată mai bine. Mai avem, ia uitați oala acolo. Uitați oala. Ducem la toată șatra, invităm pe toată șatra la noi la sarmăluțe. Uite, oala e plină. Vă invităm la sarmăluțe. Haideți la masă. Mai avem și macaroane. Mai avem. Cătă îți place sarmăluțele făcute din mânuțele lui Anca. Mulțumim pentru... Deci, nu există grad de comparație cu aceste sarmale, prieteni. Chiar foarte bune. Am pus și vărzucă, știi că am. De asta am pus și vărză tocată mai mult. Îți scoate o carne. Da. Mămăligă, vezi, nu trebuie pâine. Toată ziua pâine. Dar ardeiul ăsta, prieteni, e fenomenal. Nu știu, eu sunt ardei. Eu sunt fan ardei. Tu ești ardei. Să vede că ești ardei. Nu mai mănânc ardei, gata acum. A luat razna. Uite, anul din. Păi îmi place. Nu mânca tu iute, mă, că tatăl nu-mi place. Uite-ați, prieteni, iute. Nu mânca tu, gata. Vrei să... Ai luat o razna, gata. Hai că vine mașina. Mâncați. O să mănâncă și el acum, că te spune, lasă curierul că stă. Mi-ai pus și mie pe site-ul ăla... Ți-a pus leuțul, papuci. Mamă, ce iute e. Foarte bun, prieteni. Îmi cer scuze, prieteni, că v-am făcut poftă, cred că. Ce credeți? Eu îmi luai sarmale de pe foc și mâncai cu pâine. Uite, și acum nu mai pot să mai mănânc. Nu mai puteam de poftă. Unde naște? Unde copilul ăla? Să vine și nasă și copilul. Nu sunt acasă, prieteni, sunt prin oraș. Dar până vine ei, noi mâncăm. Sunt la bucătară. Da. Plecă și eu. După ciorbă. Au, Doamne. Plecare după ciorbă și sarmalele pe foc. Nu putem să așteptăm după voi, nasă. Dacă ne vezi, nu putem mânca. Vai de mine, ce sunt eu super. Eu nu mănânc carnea de la sarmale. Poți să râdeți de mine, poți să spuneți... Nu carnea, varza de la sarmale. Eu nu mănânc varza de la sarmale. Mie îmi place ca varza mai mult. Asta e, poți să râdeți de mine că sunt copil prost? Și nici copilul foarte meu nu mănânc. Mână. Ia, mă. Nici copilul meu nu mănânc așa. Nu vrei, dar ce sunt de dulci, de fain, nu știu, le-a făcut nevoastră ta cu toată dragostea ei, sarmaluțele. Sunt buni, mamă, că e carnea, e proaspătă, e tot ce trebuie, nea și de aia așa. Noi nu călim deloc în ei ceapa, lumea călește în ei ceapa, dar noi nu călim ceapa. Da, deci foarte ușoare, foarte bune, apusacă, toate modii gustoase. De o să vine Ion și nasă, o să mănâncă și după aia. Dar sunt foarte bune. De ce sunt așa gustoși? Și eu ziceam să pun afară pe el, dar nu e vremea urâtă, prieteni, afară. Că îl fac să pun tuciu afară. Nasă, e vrea găina să o frig, auzi. Aia încă să tem și găina. Vrea să-i mai facem... mănâncă noaptea acum, lasă. Stai că tu vrea o scriptă la tigaie, vrea găina mă aia. Mă duc să dorm acum. Dar e grasă pe spinale, e rău. Nu. Hai să mâncă să merg. Să-mi lași și mie puțin suc, Ioane, te rog frumos. Că de când vroiam suc. Hai să mâncați și voi. Și n-am putut să merg să-mi iau suc. Mâncați și voi. Hai. Pune-le, mamă. Acolo. Nu știu asta, ia de la. Hai, mă, Dan, vorbi și cu ea să-mi aducă și mie una. Vorbi și pentru ce? Ah, ce-a făcut și de lungă, Dan, și să-i scurtă. A, nu spus să e mișto asta, dar uite ce faci tu, plăcintă de aia, brânză, cartofi, iei din tavă, știi? A. E uci din tavă. Măcar e mărioară.
Nu știu tu pe Mărioara. Povorbește cu ea să-mi aducă și mie, Danuna. Să duc daură, nu-i pusi daură. E ca acolo, mi-a făcut macaronile. Stai că duc daură. Așa, mai vorbește cu tine și tu pe prietenii mei. Da, le mulțumesc că te urmăresc. În fiecare zi, prieteni, eu vă mulțumesc că urmăriți pe Dana, pe fără mea. S-a pus ploaia asta. Parcă dă și dă la mine în suflet când mă gândă ploaie. Da, că nu pus să răm pe ea. Hai să mă gândim prieteni, ce floare mare o să dau soră mea. Acolo, ți-a duc floarea mare. Ia, arată-i care e floare. Dă și mie o floare, auzi, că așa e bine, Cătăline, în casă o floare. Da, măi, îi dau o floare mare. O soră mea. N-ai unde s-o pui, n-ai unde. Eu pun un gânduzator acolo la jam. Și ți-ai cumpărat cu găinarele? Mă duc să... Hai, Luțu, să-i arătăm floarea, să luăm o floare mare. Ce floare? Să-i aducem aici lui soră mea. Mergi aia să la sub om. Stai că vin acum, imediat, cu floarea mare. Unde? Vino cu aleu. Hai încoace să că i-am usat-o afară. M-am mutat tot după floare. Po trebuie, n-ai ce faci. Trebuie să-i arătăm, că-i dăm o floare mare, mare, mare. Asta. E tot, prieteni. Lungana asta, las-o la mine. Hai, iau aici. Iau-o să-i duc lui soră mea să... Să nu zică că nu-i dau floare. Am ieșit și pe ploaie, prieteni. Ploaie afară, e vremea urâtă, oameni buni. Și să vedeți ce-i dau lui soră mea. Bag un untru să o vadă. Să vezi ce-ți dau eu ție. Au, ce frumoasă e. Ia vezi, uite mai. Ha? De ce, mă, că așa e bine o floare în casă? Uite ce ți-am spus. Ce-i asta? I-am legat... Leandru, cu mare patroana toată casa. Uite, prieteni, ce ziceți, am făcut bine și am făcut până la tavan floarea, de 3 metri. Da. Ce zici cu tuință, îți place? Am pus și eu și s-a mănăverdeață acolo lângă prazma. Uite, am pus o fontiță. Prieteni, să nu se miră cineva, i-am pus și un elastic aici. Să nu se miră cineva, să nu o să givotă. Nu se miră de ea. Dar începe să floare, uite, pui, uite, are bobițe, trebuie să-mi floare ăștia. Și ce floare frumoasă face, frez. Da, roz. Da, roz, de aia. O iei? Păi dar mă, unde eu pun? Las-o până mâine, vin cu mașina eu cu Leuț. Ori cu Duba. Dacă vrei să o iei. O iau. Ai grijă, că după aia mă întorc, uite, o las acolo în colț. Nu, nu, nu. Dărește, dă, nu, măi. Uite ce asta de frumoasă. Nu mai gata, o iau și eu, că așa e bine o floare. Da, o fargă la rungul, de bine. De ce mă zice așa? Mă, nu-ți place floarea. Dar lasă-mi eu mâine vin. Tu știi câte una de piață? Dacă mă duceam în piață tu cu toate florile. Tu știi că florile. A cumpărat ăla, cum îi zice și el? Un făi de dafin de la un pomuleț. Și-a dat 30 de lei și când a văzut patrona a de la mine, nu venea să cumpără, să-i dau eu unul mai mare. Că tu știi că se vândă și în piață? Da. Am văzut că se vândă. 2 milioane unul și mai mic, atâta. Da. Și mă duc eu și dau cu 1 milion bucata. Auzi, ia-mi tu 1 milion lui sora mea să leau și eu pe asta. Dă-mi 1 milion și-o dau, tu nu vă dau gratis floarea. Nu, dă-mi pe gratis. Nu. Cu bani îl dădeam. Ce ziceți, prieteni? 1 milion floarea, asta ce de bani. Nu, că mie îmi place, aș vrea să pun și eu mai mult, e vara, să am afară cum ai tu. Asta e frumoasă, mare, nu vezi cât e de mare. Da. Lasă că mâine vin. Cu Duba, da, mai bine că nu face el, lasă, punem acoperișul la ăla. Mă, lasă-mă! Să încheiați afară! A, păi trebuie băgat în nuntru asta, vezi? Nu era în nuntru, era afară. A, și la iarnă? În nuntru. În bucătărie. O, și-a... Cine să ține de ea? Mă, ce nu te ții, trebuie să ții în brațe! Să țină toată iarnă, să dau lângă sobiță cu ea. Ia-o de și ia. Bine, mai dă și bani omul pe ea, să o ține și în braț. Să... Mă, lasă-i, omul ăsta crede că florile să țin în braț. Hai, prieteni, hai să vă lăsăm. O seară bună să aveți, prieteni, cu floarea mea, nu mai putem ne făcut. Da, noapte bună, prieteni. Vă mulțumim că ne urmăriți pe toate canalele și sunteți alături de noi. La revedere. La revedere, doamne. O seară bună să aveți, prieteni.